Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. Un tânăr s-a urcat pe turnul de lângă centrala termică și a amenințat că se sinucide. Băiatul nu este la prima abatere. În urmă cu 2 săptămâni a vrut să se arunce din același loc. Vrei să cobor să vorbim? Nu, ce vorbi și așa? Eu vreau să îndelungez. Nemulțumit că i-a fost suspendat locul din adăpostul de noapte din Zalău, tânărul a recurs la o măsură extremă, în semn de protest. Potrivit martorilor, acesta ar fi dat asigurări înainte să recurgă la acest gest că într-o oră își primește camera înapoi. Potrivit unor surse, bărbatul făcea scandal și a distrus mai multe bunuri din adăpost, motiv pentru care a primit o suspendare de 7 zile, cu dreptul de a dormi în adăpost. De altfel, martorii spun că de fiecare dată când nu primește ce vrea, tânărul recurge la astfel de șantaje. Tânărul a coborât doar după ce un reprezentant al primăriei a stat de vorbă cu el. Acesta a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital.